Andrei, într-un meci important pentru noi în Liga Forilor, ne deplasăm la Zalău, echipă cu același obiectiv. Cât de dificilă va fi această confruntare? Știm cu toții cât de greu este terenul de la Zalău. Suntem conștienți și de importanța partidei, însă sunt convins că și după ultimele meciuri pe care le-am avut și am demonstrat practic că putem să practicăm un handbal extrem de bun, sunt convins că vom face o partidă bună și sper și îmi doresc și ne dorim cu toții foarte mult să ne întoarcem cu puncte. Crezi că o victoria de sub în mare parte rămâne în urmă ligă? Cred că acest campionat este unul extrem de echilibrat și dacă noi am reușit să obținem puncte la Zalău, cu siguranță că am face un pas important către evitarea barajului, ceea ce ne dorim cu toții, însă lucrurile sunt extrem de încurcate, sunt foarte multe puncte puse în joc încă și trebuie să fim foarte, foarte atenți și să ne calculăm foarte bine pașii. Am putea spune că echipa are un moral bun după ultima evoluție foarte bună cu Bistrița sau, din contră, sunt puțin rănite din punct de vedere psihic dacă e să luăm rezultatul? O oarecare frustrare este normal să fie după un meci de genul celui din cupă, pentru că, într-adevăr, am reușit să avem un nivel foarte ridicat, însă toate lucrurile astea nu pot decât să ne facă să ne simțim mai puternici. Sunt convins că am recâștigat mare parte din respectul pe care ne-am câștigat semnul anul trecut, pentru că în momentul în care întâlnești echipe de genul Bistriței și reușești să faci un asemenea meci, cu siguranță toți ochii și toată lumea handbalului se îndreaptă către acest meci, s-a îndreptat către acest meci, pentru că un scor atât de strâns după un meci care părea dezechilibrat înaintea lui nu face decât să atragă atenția, iar pe noi asta ne bucură cel mai mult. Iar repet, faptul că am reușit să jucăm atât de bine cu Bistrița și să nu uităm și cu Craiova, pentru că sunt două meciuri foarte bune legate, ne dă foarte mare încredere pentru meciul de la Zalău. Există un favorit acolo? Din punctul meu de vedere, nu. Repet, e un teren foarte greu și întâlnim o echipă care acasă este foarte redutabilă și acum cred că au fost toate echipele care au jucat acolo cu foarte mici excepții, chiar echipele de top care au câștigat destul de greu, dar eu cred foarte mult în șansa noastră, cred foarte mult în ceea ce am arătat în ultimele meciuri și îmi doresc foarte mult să câștigăm. Probleme de lot? Probleme de lot, sincer, momentan n-aș ști să dau un răspuns, așteptam un răspuns în cursul zilei de astăzi pentru una din jucătoare și n-aș vrea să vorbesc pentru că nu sunt confirmate sau infirmate nimic. În principiu este același lot ca la ultimele partide, dar rămâne să vedem în după amiaza aceasta în urma unor investigații dacă o să reușim să mergem cu tot lotul, cu specificația că, mă corectez, că Ira are o mică problemă musculară și în proporție de peste 90% nu vom putea folosi la Zalău.